ați luat? 1 august 1948, data de naștere a Teatrului Bacovia. La Bacău, la Bacău, într-o mahala, s-a întâmplat o mare dandana. Ești un om la 24 de ani cu un destin împărțit între România și Italia. Cum ți-ai descrie copilăria? Nu mi-am amintesc foarte multe lucruri de când eram mică, dar am niște amintiri plăcute din Italia. Am locuit, de exemplu, în casa unei psihologe unde lucra bunica mea și am învățat de la doamna aceea foarte multe lucruri despre maniere, despre cum să te comporți, despre feminitate. Mergeam în vacanțe cu ea și am câteva amintiri plăcute cu bunica mea și cu doamna aceea. Înseamnă că n-ai putea alege, practic, între Bacău și a doua ta casă pe care ai avut-o temporar acolo. Deși, cred că ai stat 3 ani, nu? Am stat 3 ani acolo, da, și a fost o perioadă foarte specială. Am trăit foarte multe lucruri în perioada aia, cu mama, cu tata, cu despărțiri, cu împăcări, cu mutări, cu tot felul de situații. Mi-a plăcut foarte mult perioada aia, am stat cu copiii italieni și am învățat de la ei să vorbesc, m-am jucat cu ei. Am fost una de-al lor, adică nu m-am simțit niciodată străină cât am fost acolo. Și am fost foarte ambițioasă și învățam foarte bine și la un moment dat știu că am fost pusă, aveam o dată pe săptămână oră de citire și eram șefa bibliotecii și mă simțeam de-al lor, eram foarte cu ei deodată, nu știu cum să spun. A contat la vreun moment faptul că ești de etnie romă? Tu vorbești despre asta în spectacol, însă încă nu m-am dumirit exact cum te poziționezi față de această situație. Mult timp, până să ajung la facultate, de fapt, nu vorbeam despre chestia asta și mi-era jenă să fiu pusă în situații în care se vorbește despre asta sau cineva să-mi spună că sunt de etnie. Nu eram confortabilă cu asta. Dar la facultate am început să mi-asum că sunt de etnie romă și am înțeles că nu e atât de important. Contează calitatea umană și ce faci tu în viața ta, nu contează ce naționalitate ai. Dar da, am avut câteva probleme de-a lungul timpului în care am fost dată la o parte sau am fost discriminată într-o formă sau alta pentru că sunt de etnie. Puteai să rămâi după ce ai terminat facultatea în București, să joci, să ai proiecte independente, așa cum au făcut-o colegii tăi de generație. Cu toate acestea, în 2019 ai dat concurs și ai intrat la teatrul din Bacău. De ce ai venit acasă? De ce la acest teatru? Din timpul facultății îmi doream foarte mult să mă îndepărtasem de familia mea și îmi doream foarte mult să găsesc o cale să mai stau cu tata, cu fratele meu, cu mama mea. Și concursul a venit ca o binecuvântare, a venit ca un semn. Un semn, exact. M-am întors acasă cu drag și m-am bucurat că am luat concursul și că pot să-mi fac meseria ca un actor profesionist. Evident, cred că există cumva o ruptură a ta fizică de oraș, de la momentul la care ai locuit aici în copilărie, ai plecat în Italia, ai fost studentă în București. Ai văzut schimbări în oraș de la o perioadă la alta? Da, Bacăul mi se pare că s-a dezvoltat destul de mult în ultima vreme. Acum, în ziua de azi, în Bacău ai ce să faci. Poți să mergi să înnoți, poți să mergi să călărești, ai unde să mergi să te plimbi, ai unde să te duci să vezi un film. Mi se pare că s-a dezvoltat destul de mult. Tu ai făcut parte și dintr-o trupă de teatru de tineri. Bacăul are o tradiție, dacă am putea să-i spunem în acest sens. Ai cunoscut tinerele generații, cele care își fac veacul pe aici, pe lângă teatru? Am mai cunoscut așa, unii dintre ei știu că sunt și voluntari la teatru. Mai văd copiii care fac parte din trupele de teatru pe la teatru, prin părculețul ăsta și am mai stat de vorbă cu unii, dar nu-i cunosc, sincer. Nu-i cunosc pe toți. Ce te motivează să intri în nebunia asta numită teatru? Că trebuie să fii de o anumită factură. Artiștii se cunosc de la o poștă, aș spune eu, în felul în care se îmbracă, relaționează oamenii cu care se înconjoară. De ce anume ai nevoie ca să știi că teatrul e drumul tău? Cred că sunt într-o continuă căutare de sine, într-o continuă nemulțumire de sine. Cred că, de fapt, nu mă cunosc și teatrul este plasa de siguranță pe care ți-o întinzi, ți-o proiectezi? Mi-o proiectez ca să mă cunosc. Este locul meu de joacă. Nu mă cunosc foarte bine.
dar ai și timp. Ai doar 24 de ani. Cum ți s-a părut colectivul teatrului în momentul în care ai venit? Pentru că e o diferență de vârstă între tine și colegii tăi care ați intrat în 2019 și generația dinainte. E chiar o ruptură majoră, să zicem, în timp. Cum ți s-a părut acest colectiv? Când am venit prima dată, aveam foarte multă energie, îmi plăcea foarte mult că sunt angajată, că fac parte din echipa teatrului și nu reușeam să văd neapărat discrepanțele astea. Ușor, ușor, în timp, mi-am dat seama că unii colegi mă inhibă, că nu-i cunosc foarte bine, că încă nu mă acceptă în grupul lor. Dar de-a lungul proiectelor am avut timp să mă împrietenesc cu toți și acum chiar îmi cunosc colegii și chiar îi iubesc așa cum sunt. Și chiar mă bucur că m-au acceptat și că în sfârșit mă simt una de-a lor. Mai sunteți în acest moment două generații în teatru? Adică voi cei noi și ei cei mai vechi? Într-un fel, da, se simte chestia asta, dar nu e o chestie negativă, e un respect reciproc. Adică ei apreciază energia noastră și nebunia noastră, noi apreciem la fel energia lor și experiența lor și nebunia lor, pentru că actorii mai vechi, ca să zic așa, fiecare are câte o personalitate foarte impregnantă. Evident că au avut și timp să acumulezi experiență și cumva viața în sine te formează, știi, și altfel o vezi la 40, la 50 sau la 24 de ani. Te vezi în teatrul Băcăuan peste 10 ani? Da, da. Și teatrul cum îl vezi în 10 ani? Teatrul din Bacău? Da. Îl văd măreț, grandios, îl văd frumos, îl văd al comunității, îl văd... Vezi sala plină? Da, îmi doresc să văd sala plină, da. Și cred că nu trebuie să dureze 10 ani până când o să ne facem mai recunoscuți. Știi că publicul Băcăuan a fost în general și poate și acum încă mai este un public de comedie. Crezi că asta se va schimba în timp? Pentru că, iată, cel puțin în ultimii 4-5 ani a fost destul de variat repertoriul. Și tu joci într-o monodramă, da, dar joci și în spectacole mai mari, cum e Viața Indirect. E frumos că e un public de comedie. E foarte special. Și în același timp, cred că publicul din Bacău poate primi la fel de bine și dramă sau spectacole neconvenționale, spectacole experiment. Mi-ar plăcea să se monteze piese mai profunde, ca să zic așa, cu teme mai dramatice, mai... De gândire, da, să spunem. Pe finalul textului tău spui asta și vreau să te întreb dacă e doar ceva ce spui în spectacol sau chiar așa crezi. Nu mă cunosc foarte bine, sunt indecisă, un haos, dar în momentele mele bune pot să fiu un om mișto. Sunt un om bun, loial, care știe să iubească, în același timp un om rău, gelos, posesiv, sunt un om în căutare. Da, habar nu am ce se întâmplă cu mine și cu viața mea. Am momente în care mă cert cu mine, în care nu sunt mulțumită, în care chiar cred că sunt un om rău. Dar pe scenă? Dai ce e mai bun? Pe scenă dau ce e mai bun și pe scenă îmi restricționez gândurile astfel încât să se vadă o anumită parte a mea și de asta îmi place pe scenă. Că e mai simplu. Let's rock. 1 august 1948, data de naștere a Teatrului Bacovia. La Bacău, într-o mahala, s-a întâmplat o mare dandana.